dormeam 3-4 ore în fiecare zi ca să pot să stau pe charturi, state rapide în 2-3 luni, dashboard-ul de la MyForex Funds cu profitul de 9.000 de dolari. Vă vor atrage într-o capcană din care nu veți ieși profitabil, un profit de 9.000 de dolari. Salutare tuturor, Andrew aici cu un nou clip pe YouTube. Am primit un feedback foarte bun la clipul pe care l-am postat până acum. Mulțumesc foarte mult pentru încurajări și pentru suportul acordat. În acest clip vom vorbi încă puțin despre companiile de funding și cum puteți să ajungeți și voi să faceți un profit foarte mare din tranzacționarea pe piața Forex și totodată ce skill bun este tranzacționarea pe piața Forex, pentru că chiar vă poate schimba viața. Viața mea cu siguranță a schimbat-o în urmă cu 5 ani când am început prima dată să tranzacționez. Nu aveam idee ce fac și mi-a luat foarte mulți ani să ajung la acest nivel. Mi-a luat foarte mulți ani pentru că nu aveam un mentor, nu aveam o informație concretă, nu aveam de unde să-mi iau, nu aveam efectiv deloc un plan stabilit. A trebuit să mă lupt cu orice chestie care mi-a ieșit în cale, să încerc să învăț, să mă uit pe charturi zi de zi, ore în șir. Dormeam 3-4 ore în fiecare zi ca să pot să stau pe charturi și să înțeleg cum se mișcă prețul. Odată ce am ajuns la acest nivel, bineînțeles, am primit și foarte mult hate pe partea asta, pentru că cum este în toată industria asta tranzacționării, conceptele X, conceptele Y, că sunt copiate, că nu sunt copiate, că e aceeași informație, că nu e aceeași informație. Informația este doar 10% din ce înseamnă trading-ul pe piața Forex. Restul este doar psihologie și să învățați efectiv cum să aplicați toate aceste informații, pentru că toată lumea are aceleași informații la dispoziție. Contează foarte mult cum le aplicăm și ce facem cu ele ca să devenim profitabili. Majoritatea care intră în acest domeniu și cumpără un curs ajung să nu fie profitabil, tocmai pentru că se așteaptă la rezultate rapide în 2-3 luni, 4 luni, 5 luni. Se așteaptă deja să ajungă să facă 5-6 mii de euro pe lună, ceea ce din nou nu este deloc realistic. Păi ajung să arunce cu hate în această industrie pentru că nu au depus munca necesară. Eu personal, de când am început, nu m-am focusat niciodată pe partea financiară, m-am focusat doar pe consistență și pe înțelegerea charturilor, să înțeleg de ce se mișcă, cum se mișcă, când se mișcă și cum pot să profit de aceste oportunități care sunt în fiecare zi pe piață. Lifestyle-ul, bineînțeles, atrage foarte mulți, cum și pe mine m-a atras prima dată în acest domeniu, lifestyle-ul de pe Instagram, dar cu trading-ul, crezi că o să devin bogat peste noapte și după am ajuns să înțeleg cum funcționează cu adevărat și faptul că toți care afișează aceste lucruri pe internet, 99% dintre ei sunt fake doar ca să vândă niște cursuri și să profite de pe urma urmăritorilor. De asta am și creat NFX Trading Academy, am creat toate informațiile pe care eu le-am acumulat singur după sute de ore pe charturi, ca să înțeleg cum funcționează, le-am pus pe toate într-un curs și ulterior am creat și mentorship-ul care continuă perfect tot ce am început și te aduce direct la ultimul nivel. Nivelul la care am reușit să ajung și eu, să am săptămâni și luni cu sume de profit foarte, foarte mari, zile care, din nou, sume pe care le fac zilnic, la care nu mă așteptam niciodată că o să ajung la ele. Țin minte acum 5 ani, 6 ani cum am apucat de cariera asta de antreprenor. Obiectivele mele erau să fac 1.000-2.000 de euro pe lună, mi se păreau bani foarte mulți. Și astăzi ajung la nivelul în care pot să fac 10.000 de euro într-o lună, având un trade sau un setup foarte bun pe piața Forex, mie mi se pare ireal și cu siguranță oricine care se uită la acest videoclip poate să ajungă acolo cu munca necesară și cu sacrificiile necesare. Am primit încă un cont de 300.000 live la MFF, după cum bine știți, sunt funded cu mai multe companii. Ultimul clip am spus că am un total de 1.5 milioane, a crescut acum la 2 milioane cu câteva firme în plus și continuă să crească. Încerc să adaug cât mai multe în portofoliu ca să micșorez acel profit lunar, dar să cresc în același timp profitul efectiv. Au fost două setup-uri de buy, GPP-USD și EURUSD, bineînțeles puteau să fie ținute mai mult, dar a fost un profit foarte frumos, după cum bine vedeți aici, un profit de 9.000 de dolari într-o singură zi de tranzacționare, ceea ce din nou mi se pare ireal. Riscul a fost undeva la 2-3 mii total, deci a fost un risc de 1-3, 1% risc pentru un 3% gain, din care mi reiese 80% după ce trec cele 30 de zile de withdrawal. Acum, din nou, este o sumă foarte mare pentru majoritatea care se uită la acest videoclip, dar odată ce ajungeți la acest nivel înalt, o să vedeți că zilele acestea vi se par, încep să pară destul de normale. 5.000, 2.000, 3.000, 7.000, 10.000, 15.000 într-o singură zi. Este suficient să nu mai tranzacționezi pe contul ăla pentru următoarea lună. De asta este și foarte bine să ai un risc împrăștiat când vine vorba de conturile funded, pentru că poți să le iei pe rând, poți să le crești ușor, ușor, să ajungi la un profit bun și pe aia doar să aștepți să nu trebuiască să mai tranzacționezi. De exemplu, pe contul acesta nu trebuie să mai tranzacționezi deloc luna aceasta, pentru că nu are sens deloc. Poți să aștept doar retragerea, să-mi recuperezi și taxa și apoi contul acesta va avea o investiție zero personală, ceea ce din nou mi se pare real. Acum 5 ani când eu m-am apucat de trading, nu puteai decât să depui bani într-un
un broker, țin minte și acum că primul broker în care l-am depus a fost Hugosway, mi se pare. Am depus undeva la $500, l-am dus la 4-5.000 și i-am pierdut în acea zi, tocmai pentru că nu știam deloc ce se întâmplă, pur și simplu am avut noroc cum au foarte mulți care intră în acest domeniu. Dar să ajungi să faci treaba asta consistent și nu doar să tragi tunuri, cum se numesc, necesită din nou foarte mult efort. De asta vă și recomand NFX Trading Academy, de asta am și creat această academie. La momentul actual în România este cea mai bine dezvoltată academie pe partea de tranzacționare pe piața Forex. Cursul de bază, mentorship-ul care se extinde și în alte business-uri, se extinde și pe partea crypto și vor urma multe altele. Vor urma și bootcamp-uri locale în România, în care vă voi învăța exact de la 0 la 100 cum să tranzacționați. Încă un cont pe care îl arăt, pentru că să nu vină haterii să spună că doar 3 conturile și pe aia încerc să fac un payout destul de mare. Acesta este un cont de pe The Funny Trader, pe care l-am de aproximativ 4 luni. Puteți să vedeți rezultatele aici. Acestea sunt și rezultatele de pe contul de 4 luni. Încerc să le cresc pe toate ușor, ușor. Bun, deci setup-ul pe EURUSD a fost acesta. Similar a fost și pe GBPUSD, fix aceeași idee. Ideea de bază pe EURUSD erau aceste equal highs formate aici. Foarte multă lichiditate în sus, prețul a început să aibă un trend bullish și mă așteptam să spargă cât de curând. Trade-ul a fost luat pe 24, care a fost ziua de luni. Un setup care personal îmi place foarte mult, și anume lichiditate sus sau jos. Asia range format, Asia low luat. Frankfurt Open, adică de la ora 9, un impuls bullish destul de frumos, după care așteptat London Open pentru acel entry, dar vedem cum s-a, ce reversal a făcut aici după ce a făcut cociul bullish Frankfurt, agresiv bullish, pe aia venind imediat la o corecție bearish, moment în care cel mai bine este așteptat London Open. Vedem că a corectat imediat mișcarea, s-a apropiat aici de zona asta, foarte mulți traders smart money, bineînțeles, încearcă să ia buy-uri în zona asta de aici, ceva de genul, pentru că se gândesc ca un impuls, vine rapid în jos să mitigheze și pe aia pleacă imediat sus, dar este greșit pentru că venea London Open și London Open venit cu volatilitate foarte mare, de obicei vine și ia Frankfurt Low și ia lichiditatea și mai jos înainte să facă reversal. Și aici vedem că am avut London Open care a luat low-ul, care poate să dea o mică confirmare, aici personal am luat un mic loss, da? Pentru că am avut London Open care a luat Frankfurt Low, a luat aceste eco lows de aici și mă așteptam să pornească acel reversal, dar am luat un mic loss pentru că prețul ce a făcut a venit și mai agresiv jos și vedem lumânarea asta de 5 minute, de 10 pips, care a venit să ia această lichiditate de trendline de aici, fix în zona de flip pe 5 minute. Zona de flip care a cauzat acest change of character aici și ulterior și un break of structure. A venit fix acolo și entry-ul, bineînțeles, fiind o zonă kill zone, o zonă în care prețul este foarte, foarte volatil London Open. Mereu când vine agresiv într-o direcție, mai ales într-un POI, de obicei face un reversal, mai ales dacă este pro-trend. Și aici pro-trendul era de buy, era bullish prețul, da, și atunci, odată ce a venit agresiv aici jos și a început să aibă o rejecție, entry-ul a fost undeva pe parcurs. Entry-ul ar fi trebuit să fie undeva pe aici, dar cu execuția de la MyForex Funds m-a băgat cu 2 pips mai sus, 713, și atunci stop loss-ul a trebuit să fie mai agresiv, uitându-mă pe 5 secunde, dar l-am luat pe parcurs și atunci stop loss-ul îl țineam oarecum în zona asta de aici, așteptând că în cazul în care vine să facă retest, aștept o realiniere și un potențial entry, dar am avut noroc că prețul a plecat destul de agresiv, deci am folosit ceva gen 2.5 și am luat profit destul de rapid, tocmai pentru că mi-a plăcut impulsul, a fost undeva la 10 pips. Mereu pe London Open, cum am mai zis și în clipurile precedente, încerc să am un target de 10 pips maxim cu impulsul de la London Open, pentru că de obicei mișcările mari se vor întâmpla pe New York. Și aici vedem clar că a venit, a luat high-ul, da, s-a jucat puțin în zona asta, a retestat în jos și după care s-a pregătit și după aia eventual a luat și acel take profit în câteva 15 minute. Deci a fost un profit de $9,000 în doar 15 minute, ceea ce din nou este frumusețea tradingului pe piața Forex. Într-adevăr, după aia prețul a continuat foarte mult bullish, dar setup-ul pe London mă țin foarte strâns la regulile pe care le am și regulile mele spun că pe London Open mereu iau un scalp trade rapid, in and out, după aia eventual dacă se întâmplă ceva și pe sesiunea din New York. Și după cum bine vedeți, bineînțeles, îmi place să arăt mereu și treaba asta. Dashboard-ul de la MyForex Funds cu profitul de $9,000, Evolution Funded Live, Equity și tot ce trebuie. Contul acesta, cum am specificat, nu o să mai fie tranzacționat, doar pentru că vreau să aștept acel payout. Din nou, este foarte important pe ce time frame-uri începem analizele. Time frame-ul daily, time frame de 4 ore este foarte, foarte important. Am observat mai ales în ultima săptămână foarte mulți trader din toate grupurile pe care sunt încercau să dea sell în continuare pe EURUSD, pe GBPUSD, doar urmărind micile reacții și micile pullback-uri care se întâmplau în piață. Asta este greșeală clasică.
clasică, pentru că pe Instagram se arată numai acele sniper entry-uri, da, din top, din low, cu risk reward-ul de 1 la 100, care din nou nu sunt deloc realistice. Mulți încearcă să ia tranzacții counter-trend pentru că pierd mișcarea principală și atunci ajung să fac overtrading și chiar să-și bubuie contul și cam acolo se termină totul. Ce vă pot recomanda este mereu să vă uitați pe timeframe mai mari, 4 ore daily, ca să vedeți direcția generală înainte de a lua o decizie de a intra într-un trade. Iar vis-a-vis de partea asta cu trade-urile din snipe, high, top, low, wyckoff și toate nebunile, intrări pe o secundă și așa mai departe, sunt făcute doar ca să te atragă să cumperi un curs. Vă pot spune din nou din experiența proprie că un return mediu lunar realistic la care puteți să vă așteptați este undeva la 10-15 AR, poate 20 de AR, în funcție de ce risc și folosiți. De obicei, pentru mine, dacă ajung să fac 20 de AR, 15 AR pe lună este mai mult decât suficient. Gândiți-vă că hedge fund-urile fac doar 1-2%, 3% pe an, iar dacă voi reușiți să faceți din tranzacționare pe piața Forex 1-2% pe lună, este deja mult mai bine decât hedge fund-urile de top. Dar mulți își setează obiective nerealistice, cum ar fi să facă 15% pe lună. Ceea ce pe un cont mic se poate realiza pentru că ai un risc mult mai mare. Dar pe conturile mai mari, cum ar fi un cont de 300.000, să faci 15% e destul de greu, adică și din punct de vedere psihologic, este o treaptă imensă ca să ajungi la acel nivel. De asta le recomand tuturor. Odată ce reușești să treacă un cont de challenge și ajung pe contul funded, să folosească un risc mai micuț, cum ar veni 0.5%, 0.25%, ca să ia doar câteva trade-uri, să ajungă la un profit lunar de 1, 2, 3% și să înceapă să stacheze acele withdraw-uri. Asta este o modalitate mult mai bună de a deveni profitabil. Vreau să închei și acest videoclip spunând încă câteva cuvinte despre tranzacționarea asta pe piața Forex. Cum am zis, mie personal mi-a schimbat viața complet, nu mă așteptam niciodată să ajung la acest nivel, nu prin trading. Într-adevăr, este un job destul de dificil, dar este și un job care poate aduce foarte multe beneficii, adică pot călători oriunde în lume doar cu laptopul și îmi pot continua activitatea, nu sunt legat de absolut nimic, nu sunt legat de nicio țară, de niciun loc, pot să plec oriunde, oricând și tot să îmi continui acest mic business, da, și cariera de trading, poți să tranzacționezi de oriunde, atât timp cât ai o conexiune la internet, un telefon și eventual un laptop sau o tabletă pentru analize. E mai mult decât suficient să ai această independență și financiară și independență de locație, care este mult mai importantă, părerea mea. Deci, dacă vreți să ajungeți și voi la acest nivel, chiar pot spune că este life-changing, o educație corespunzătoare, un mentor real, este tot ce vă trebuie. Nu vă mai uitați în toate direcțiile la orice aparat fancy sau atrăgător, pentru că lucrurile alea de obicei sunt prea bune să fie adevărate și doar vă vor atrage într-o capcană din care nu veți ieși profitabil din niciun punct de vedere. Alegeți nou un mentor real care vă arată rezultate săptămânale, un mentor în care puteți să aveți încredere și vă aștept cu drag în NFX Trading Academy. Ne vedem data viitoare!